ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți. Sfinții părinți ne învață să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru ziua în care ne-am trezit la viață. Printre darurile multe pe care le primim de la Dumnezeu, cel mai mare dar este viața. Dar, așa cum bine știm, timpul trece, a trecut, dar trebuie să înțelegem că această trecere a timpului este o lege a firii. Ne dăm seama mai bine de ziua nașterii noastre trupești atunci când aniversăm această zi. Și mai bine dăm seama dacă în potirul sufletului nostru amintirile copilăriei sunt încă vii. Pentru mine, copilăria mea a fost buciumată. Dar cu toate acestea, trebuie să recunosc că de atunci am simțit mâna și ajutorul lui Dumnezeu. Astfel, în 1962, când era o rușine să mergi la o școală teologică, mama a dus la seminarul de la Neamț. Apoi am simțit ajutorul lui Dumnezeu când am plecat la Facultatea de Teologie la București. Și acum 41 de ani, când în această zi sfântă am primit duhovnicia de la Vredicul de Pomenire Patriarhului Tim Moisescu și am plecat în parohia Santa Maria. Apoi la Sfinții Voievozi și aici, la dumneavoastră, de 21 de ani. Aș putea să afirm, ca o recânsul apostol Pavel, că activitatea mea de 41 de ani de preoție am petrecut-o cu smerenie. Niciodată nu m-a stăpânit duhul mândriei că sunt preot, că sunt protopop sau director sau profesor. Întotdeauna am simțit că sunt la fel ca ceilalți oameni, doar că în plus, prin bunăvoința lui Dumnezeu, am primit harul preoției. Așadar, că acești ani am petrecut în smerenie, dar în bucurii și în lacrimi, fiindcă viața nu ne ferește și de necazuri și de supărări care ne vin din la semenii noștri, mai ales când ești pus să conduci turma lui Hristos și dacă ai și anumite demnități. Astăzi, ca de să mulțumesc lui Dumnezeu mai întâi și dumneavoastră tuturor celor de față și a credincioșilor parohiei noastre și a potoșănilor, pentru aceste clipe petrecute la Sfânta Liturghie împreună cu dumneavoastră, să vă mulțumesc pentru gândurile frumoase care le exprimați tot timpul față de duhovnicul dumneavoastră, de preoții dumneavoastră viitor, dar mai cu seamă în ziua aceasta. Să rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și dumneavoastră, animul de viață, bucurii sufletești dumneavoastră și familiilor dumneavoastră și împreună să petrecem duhovnicește ziua aceasta, acum și într-un mulți ani.